Dintr-o dată, tot acest mediu școlar s-a dezintegrat datorită violențelor care au apărut brusc și dintr-o dată, nu doar violențe fizice, ci și partea cu drogurile. Dintr-o dată am cunoscut ce înseamnă dealerii de drog, am înțeles noi profesorii ce înseamnă promiscuitatea acestor comunități neglijate de societate. Am rezistat și vă rog să mă credeți, nu am fost pregătiți pentru așa ceva. Noi am terminat instituții de învățământ superior, nici de cum nu Academia de Poliție sau unități de învățământ care să fie în domeniul social, să fim sociologi, psihiatri, psihologi sau mai știu eu ce. A trecut. Am reușit să eliminăm partea infracțională din jurul liceului nostru. Am continuat să ne facem datoria de profesori. Am continuat să scoatem generații de oameni, pentru că noi profesorii suntem în primul rând formatori de caractere. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Da, așa cum spunea colega mea, nimeni nu ne-a întrebat dacă suntem suficienți de pregătiți să facem față la o comunitate de etnie romă mai mare decât comunitatea de elevi care o avem. Degeaba ni se spune aveți răbdare. Nu înțeleg ce înseamnă să avem răbdare, noi și elevii. Noi continuăm să intrăm la ore, copiii noștri continuă să fie deosebit de bine pregătiți. Cu ce să avem răbdare? Cu toate care se întâmplă în școală, toate care sunt acolo, la limita legală. În primul rând că nu putem tolera așa ceva. Dacă ani de zile, dacă cineva a călcat strâmb, l-am adus în Consiliul Profesoral și am încercat să-l îndreptăm, am luat fiecare elev în parte și l-am certat și am arătat partea bună. Ce să facem acum? Luăm elevii de la școala Petre Dulfu și educăm noi? Dar aici trebuie o armată de psihologi, de sociologi, de ce vrea domnul Cherecheș. Eu nu pot, nu eu, noi, profesorii, nu putem face un zid cum a făcut dânsul acel zid. Nu avem o clădire părăsită în care să-i punem la grămadă, fără să ținem cont că nu există grupuri sociale, că nu există mediu propice pentru atâția elevi la un loc. Nu e... Da, cred că o știți pe doamna Cristina Mureșan, vicelider sindical. Contează opinia dânsei, reprezintă acea instituție. Da. Ce soluție ați luat? Pentru că are și dânsa dreptate, da? Nu, acești copii trebuie integrați. Din ceea ce știm noi, s-a discutat și în Consiliul Local Baia Mare. Într-adevăr, școala Petre Dulfu a ajuns să fie distrusă, practic, de acești copii. Nu știu ce au făcut cadrele didactice de acolo, conducerea școlii de acolo, pentru că, da, e firesc să intre o clădire într-o renovare. Poate că problema relocării nu s-a pus bine și a discuțiilor care au existat. Îmi pare rău, trebuie să vă contrazic și pe dumneavoastră și pe doamna Mureșan. Informațiile pe care le avem. Eu am fost în școala Petre Dulfu în anul școlar trecut, inopinat cum a fost aproape în toate școlile și nu multe lucruri mă încântă în lumea asta, dar ce am văzut acolo, efectiv, la școala Petre Dulfu, și m-au încântat oamenii de acolo și munca pe care acei oameni... Deci ziceți că la Petre Dulfu s-a făcut treabă bună acolo? Deci eu am văzut... N-au distrus școală acești elevi? Lucruri incredibile. Clar, acei copii sunt dintr-un mediu social clar dezavantajat, defavorizat. Da. Dar oamenii, profesorii de acolo, i-au adus la școală. Deci am intrat într-o clasă, erau două clase de a patra, în aceeași clasă. Cele două doamne lucrau cu acei copii și cred că munca pe care o fac oamenii aceia acolo este de 5 ori mai grea ca oricărei dascăl. Și totuși o fac acolo. Oamenii ăștia nu s-au dus la Nenițescu ca au vrut ei, s-au dus ca să-și continue. Și atunci e problema, lămuriți-ne. Și dacă s-a luat vreo măsură clară în concluzia... Deci, s-a început șantierul la Petre Dulfu, am avut o discuție cu domnul primar, l-am sunat și l-am rugat să găsim împreună o soluție care să ne permită să putem începe școala în condiții civilizate și acolo. Și împreună am discutat și am gândit că cea mai bună soluție ar fi Nenițescu, știind faptul că, cel puțin de la domnul director, era o dorință mai veche
cel puțin a domnului director Mehedi Lanințescu, de a se comasa cu Petre Dufu pentru a crea o bază de unde să-și recruteze viitorii elevi de liceu. Ei au fost întrebați. Da, este adevărat. Discuția a fost undeva în 3 septembrie. L-am rugat pe domnul primar să discute cu, cei domn directori. Domnul Buie, directorul la Petre Dufu, a fost în audiență la domnul primar. Au găsit împreună soluția asta. Aici noi am neacceptare. Noi am dat avizul. La urmă sau despre noi am dat avizul. Au făcut comasarea, ne-am întâlnit eu cu domnul direct, cu cei doi domn director, cu planurile clădirii pentru a ne asigura că există sălile necesare și la discuția pe care eu am avut-o cu ei. Existau sălile necesare și trebuia ocupat doar cabinetul de chimie și nu și cele 3 cabinete de informatică. Care rămâneau libere. Și să faci ori, am înțeles. Eu cred că totuși exagerăm. Dar din acel moment, cei doi directori n-au găsit înțelepciunea necesară de a face un consiliu profesoral comun și pentru a-și discuta problemele și pentru a găsi soluțiile cele mai importante. Noi am fost ieri toți inspectori școlari generali. Am fost dimineața la 8 acolo, am avut o ședință cu colegii de la Nenițescu, după amiază la 4 am avut o ședință cu cei de la Petre Dufu și a fost clar din start o respingere. Domnul primar a fost și el acolo, a găsit o respingere din partea cu, adică cele două din instituții partea de celor de la Nenițescu a fost clar o respingere. Că nu-și doresc acești că copii nu acolo. Și-au dorit acei copii acolo sau să măcar să încerce. Asta e, am constatat eu acolo. Asta ați văzut și din interviul pe da, care doamna l-a prezentat. Am informații care s-au discutat, cred că și la Consiliul Local, cum că liceul Nănițescu, colegiul Nănițescu, va fi comasat cu liceul Emil Racoviță, iar cei de la școala Petre Dufu vor rămâne într-un final deci, acolo. E soluția? În final, asta este soluția găsită. Domnul primar a discutat ieri și el separat de noi cu colegii de la Nenițescu și cei de la Petre Dufu, s-a discutat și la Racoviță și astăzi am înțeles că s-a realizat ceea ce nu s-a realizat în 9 septembrie la Nenițescu, s-a realizat o ședință comună cu profesorii de la Racoviță și de la Nenițescu și că sper n-am încă rezultatul acelei ședințe. Adică cea mai bună soluție asta ar fi în opinia dumneavoastră. În această situație, da. Pentru că existând precedentul de săptămâna trecută, nu cred că mai putea fi o conviețuire corectă. Este foarte bine dotat. Da, este o școală, mai are o școală, libere, o școală are frumoasă, internat, au soluții. Da. Au soluții. Problema, deci nu e decizia finală? Mai se poartă discuții? Deci decizia finală va fi doar în Consiliul Local, pentru că trebuie să discutăm despre două cuvinte aici. Relocarea celor de la Nenițescu la Racoviță, dacă până la final Consiliul Local va fi de acord cu această propunere a domnului primar și noi apoi să dăm pe baza acelei hotărâri să dăm un aviz de relocare sau de comasare în funcție de cum se va dori de către Consiliul Local, domnul primar în funcție de cum vor gândi. Dar la acest moment cred că soluția este cea mai bună pentru că s-a dezamorsat situația. Poate și că probabil așa se va face liniște. Va fi liniște, o liniște care trebuia să existe. Eu chiar n-am înțeles reacția colegilor de la Nenițescu, dar asta este. Poate explicăm și dragoste de ce cu sistem. Forța nu se poate. Da, dar poate așa vedem și de ce există atât de multă inechitate în România, pentru că noi ar trebui să fim cei care să creăm. Și acești copii trebuie integrați. E bine că merg la școală, așa cum spuneți noastră. Da, e multă muncă cu ei. Și să știți că copiii de la Petre Dufu au fost în clase de la 8 până la ora 2. Toți. Da. 5 minute mai avem până la final de emisiune. O să pun întrebarea și minutul, cred că. Școlile în continuare au probleme cu la împrejmuiri și securitatea elevilor nu este asigurată. Doar să-mi spuneți cine răspunde dacă vor apărea incidente din această cauză. Care instituții? Școala, administrația locală sau inspectoratul școlar? Școală, administrație locală și inspectoratul școlar, dar deci toți trei. Noi în fiecare an toate trei instituții. Trimitem diverse circulare prin care
le solicităm remedierea acestor probleme. Dar să știți că sunt foarte puține situații de acest gen. Există planuri de măsuri cu poliția, există polițiști de proximitate. Deci, Nu eu vorbiți zic de aici, polițiști de proximitate, că nu i-am văzut nicăieri pe stradă. Asta e eu i-am rolul văzut lor. în școala mea la fiecare minut de fiecare și vin de fiecare dată când sunt chemat. Știu că sunt numeric, am primit Deci informațiile sunt. de la poliție, că Deci există, dar există și să știți oamenii că își pe fac stradă treaba. spun că Dar nu nu trebuie să fie cunosc. pe școală, trebuie să fie în Da. școală sau lângă școală atunci când sunt chemat. În școli funcționează, știți și noastră, chioșcuri de alimentație publică, fără avizele necesare, sau poate cu avize și Da. nu e treaba inspectoratului școlar, nu știm. Am Cu a cui discutat. permisiune au fost deschise și de ce funcționează așa? Deci, toate școlile sunt în proprietatea autorităților locale. Da. Ei sunt cei care semnează contracte sau dacă nu semnează ei, semnează școala în numele autorității locale. Chiria care se plătește conform legii, cel puțin 50% din venituri se duce, rămâne la școală, iar cealaltă parte deci, se duce către Consiliul Local. Ei sunt cei care închiriază și ei sunt cei care stabilesc condițiile în care se închiriază. Din nou, școlile responsabile, noi ca și inspectorat avem grijă, DSP-ul și el are de fiecare dată grijă să anunțe an de an condițiile pentru care se ridică. La fel, în fiecare an, știți foarte bine, toți colegii semnează hârtiile și se angajează să nu colecteze bani sau să nu utilizeze banii părinților în scopuri, La diferite fel cum scopuri. v-am spus că au apărut sesizări din partea părinților, cum există acele automate de cafea la foarte multe școli, inclusiv la școli gimnaziale, ceea ce iarăși este și un pericol pentru copii să consume cafea. Se poate întâmpla și s-a întâmplat acest lucru. Tot din partea părinților primim sesizări. De asemenea, în apropierea școlilor, sub limita de proximitate legală, există în continuare baruri, cârciumi și alte localuri unde se vând țigări și alcool. Iarăși, Eu am un scurt să-mi sesizat. răspundeți. Cine trebuie să se sesizeze, cui Deci, și ce toată măsuri trebuie lumea, noi luate? am sesizat, eu personal am la o ședință care a convocat-o domnul prefect cu toate autoritățile și instituțiile statului care au în grijă această problemă. Am sesizat această problemă, am sesizat-o și la Sighet, la o întâlnire cu domnul primar, tot pe această problemă. Să știți că primarii, domnul prefect, sunt interesați de această problemă și noi suntem interesați. Am făcut un curs zilele trecute cu profesorul din Sighet pe teme de antidrog. Deci ne Cu cei interesează, din Baia Mare ați făcut? urmează să facem și cu cei Am din primit Baia. foarte multe informații cum că Așa, și au fost cazuri de tineri de la școli există care au probleme cu drogurile. tentația asta copiilor, nu numai drogurile, sper că nu este, nu sunt atât de mult de copii care le consumă sau elevi, dar țigările, alcoolul, din păcate, da, este un fenomen și care ar trebui să ne Dacă luăm îngrijoreze. statisticile celor de la Centrul Antidrog, să știți că o să rămâneți uimit, dar poate le cunoașteți, cum că foarte mulți elevi Spre zero. consumă alcool. Alcool, Consumă da, droguri alcool. Și sunt și, nu prea recunosc puțin. probabil, Nu se dar recunoaște, dar consumă alcool tot da. mai mulți și foarte interesant și fete și băieți. Da. În unitățile de învățământ preșcolar nu se face trierea copiilor bolnavi așa cum ar trebui, fapt ce generează îmbolnăvire în masă, Deci aici noi iarăși nu se iau măsuri în acest sens suficiente. am luat măsuri și am condiționat și am legiferat numărul maxim de elevi la clasa pregătitoare la 28, 25 cu 3 aprobare specială de la inspectoratul școlar, tocmai pentru a elimina aglomerația mare în școli La și grădinițe, am suplimentat aceeași măsură ați luat-o? la La școli grădinițe, știm că deja deci la școli și am suplimentat nu numărul mai de sunt clase acele și la clase, Blaga. începând din acest an am În înțeles că nu mai acest, sunt da, în acest acele an clase am, supraaglomerate. dar a fost foarte greu și a fost greu să-i convingem să-i rugăm pe colegii de la colegii directori sau, da, directori în special din aceste școli să înțeleagă acest lucru, că ei erau obișnuiți cu 35-36, nu era nicio problemă. 40 chiar. Da, a fost și situația asta, dar am reușit anul acesta și am scăzut, am suplimentat clasele și s-a rezolvat problema. La grădiniță, din păcate, avem o problemă. Sunt prea puține locuri de grădiniță. De aceea am aprobat anul acesta foarte multe
foarte multe grupe cu program prelungit în comunele și satele din jurul Băie Mare, la Recea, la Tăuți, Dumbrăvița, la Tăuți, mă gândesc, la Băița, la Ungureni, deci Unguraș, foarte multe, tocmai pentru a descongestiona cât se poate de mult problema asta. Ultima întrebare. Există foarte multe opinii, inclusiv în lumea politică, cum că inspectoratele școlare ar trebui desființate. Eu aș propune reducerea numărului de inspectori, când sunt și în Maramureș 10 de inspectori, nu știu cât aveți, sunt mulți, nici nu am stat să-i mai număr. În opinia dumneavoastră, ar trebui să existe inspectoratele școlare? Păi nu știu dacă ar trebui să existe un inspectorat, dar sau orice, o instituție, acestor, o instituție care să monitorizeze activitatea didactică va trebui să existe. Principala activitate a inspectoratului școlar nu este aceasta despre care noi am discutat astăzi. Inspectoratul școlar se ocupă de partea didactică, de inspecția școlară. Aceasta este marele și cel mai important rol al inspectorat școlar. Să se ocupe de dascăl, de să monitorizeze procesul instructiv educativ, să organizează examenele naționale sau examenele pentru titularizare și nu neapărat să obțină autorizații, să facă această treabă, fiind în sarcina școlilor, a directorilor care au în fișa postului acest lucru și apoi în seama autorităților locale. Domnule inspector general adjunct, vă mulțumim pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm și cu alte informații. Cu plăcere și o să fim de fiecare dată când o să ne chemați. Domnilor, mulțumim pentru atenție, vă doresc o seară bună, bineînțeles împreună cu televiziunea Teleplus Maramureș. La revedere!